Eu consider că este bine să mergem pe această variantă. Voi discuta cu președintele imediat ce ajung la guvern. Voi avea o discuție telefonică cu domnul președinte, îi voi spune despre nominalizările pe care le avem în vedere și sper ca domnul președinte să își dea acordul să facă aceste nominalizări, pentru că sunt foarte importante și este foarte important să intrăm în normalitate acum când deținem și președinția rotativă. Eu întotdeauna merg pe buna credință și pe faptul că și președintele României trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să înțeleagă că este o decizie politică, că este decizia primului ministru și că trebuie să existe o colaborare și trebuie să accepte aceste nominalizări. La fonduri europene, la Ministerul Fondurilor Europene, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu președintele partidului și al votului din Comitetul Executiv Național, candidatul nostru este Oana Florea, este o colegă care are experiență, a lucrat la Bruxelles, știe modul de lucru al instituțiilor europene și în același timp sunt convinsă că în ceea ce privește fondurile europene, atragerea fondurilor europene, are experiență. Pentru Ministerul Românilor de Pretutindeni, Liviu Brăiloiu, Liviu a stat mult timp în Spania, deci pot să spun că este deja, cunoaște deja problemele celor din diasporă și sunt convinsă că va găsi răspuns la multe din problemele pe care românii le au în diasporă. Pentru Ministerul Justiției nu am avut inițial o propunere pentru că nu știam care va fi decizia Comitetului Executiv Național. Am hotărât împreună cu membrii Comitetului Executiv Național ca propunerea Partidului Social-Democrat să fie Eugen Nicolicea.